cât timp mai este prim-ministru. Sau poate după aia ministru. Dar e o armată întreagă de oameni ale căror venituri cumulate ajung la 40, 45, 50 de mii de lei lunar dintr-un salariu la guvern sau la vreo instituție de 12-15 mii, cumulat cu pensie de 22, de 24, de 34 chiar de mii de lei pentru foști magistrați care sunt acum în diverse poziții. Adică, până la urmă, nu cumva să ne atingem de acești oameni, nu? Asta e concluzia. Situația este foarte clară. Eu cred că orice român de bun simț constată o chestiune care nu doar revoltă, dar creează așa o stare, dezvine să arunci televizorul pe geam, pentru că îi vezi pe acești domni care au venit și au spus în guvernarea noastră nu se taie nimic, nu vor crește prețurile, vom aduce stabilitate, pentru că nu e așa, PSD și PNL cu acest refren au venit la putere, asigurând că țara va trece prin momente foarte dificile, fără dificultăți. Ei, vedem că când au luat aceste decizii, unul a fugit la munte să se roage, altul a fugit prin America Latină, mai făcea ponta pe vremuri, pleca ba la Nelson Mandela, la mormântare, când ăștia dădeau tot felul de legi prin Parlament. Se mai opera la genunchi. În momente de criză și când se iau decizii, unii fug de răspundere. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este clar că s-au blocat banii pe PNRR și reformele, tocmai pentru că nu vor să renunțe la privilegii, să fie limpede. Nu vor renunța. Sunt pregătiți să renunțe la banii de la Uniunea Europeană, dar nici de cum nu se vor atinge de aceste reforme vitale pentru țară. Doi... Dar asta era, iertați-mă, vă las să continuați imediat, asta nu era o reformă vitală. Aici pur și simplu puneai pauză pe pensia specială pe care o luai cât erai premier sau secretar de stat sau șef de agenția nu știu care, după care când terminai cu statul, te întorceai la pensia ta Bogdan, de 18.000 de lei. În 30 de zile tăiem pensiile speciale. Exact în logica asta. Nu, adică n-aș vrea să, să creadă lumea că... După ce iau în discuție tot felul de scenarii, încep să sune telefoanele, și stai că îl deranjez pe nici măcar nu era o mare reformă, asta vreau să spun. Nu era, era pur și simplu o suspendare de câteva luni sau un an sau doi a pensiei tale enorme, că oricum aveai un salariu foarte bun cât lucrai la stat. Dar e suficient să vină un funcționar să spună, știți, domnul ministru, impactul e foarte mic, n-are sens să mai băg în chestiunea asta. Pierdeți dumneavoastră banii inutil. Problema este că îl țin în funcție și au foarte mulți oameni slabi. Dar ministrul finanțelor trebuia să plece în altă parte de mult, după toate mizerile pe care le-a făcut la sfârșitul anului trecut. Și exact de aici pleacă problema, pentru că au croit prost proiecția bugetară. Au supraestimat aceste venituri și acum evident că s-au trezit într-un film care îngroapă țara, pentru că evident că în momentul în care spui că nu mai ai bani, cei la care bați la ușă să te împrumuți, oferă împrumuturi, da, cu niște dobânzi. Cât îți mai oferă? Că e și aici o problemă, că la un moment dat nu se mai pupi înapoi, nu? Adică te tot gândești, cât îi mai împrumut pe ăștia? Încă suntem, problema este că ne împrumutăm cu bani foarte scumpi. Da. Suntem una dintre puținele țări care plătește mai mult pe dobânzi decât bugetul pe educație. Deci nu ai cum să te dezvolți ca țară când ai o asemenea situație. Bun, deci, Dane, e de-a dreptul amuzant ce se întâmplă, pentru că n-au reușit nici măcar să desfințeze acest cumul pensie-salariu. Au vorbit de posturile din consiliile de administrație să nu mai fie o persoană pe mai multe posturi, mai multe consilii. De parcă asta era problema. Nu că sunt sute de astfel de posturi în zeci de astfel de consilii de administrație. Mai multe guri, nu mănâncă 7-11 locuri într-un consiliu de administrație, aia era problema, să nu fie vreo persoană care să fie școlă-școlă. Poate era mai bine să fie o persoană școlă-școlă, că poate nu lua atâția bani. Mai renunța la o indemnizație din 5, zic și eu. Da. Tu știi, Tudor, că de obicei îmi place să mă amuz la emisiunile tale și sunt așa mai exploziv când e cazul. De data asta chiar sunt scârbit. Mi-e o scârbă profundă. Eu îți mărturisesc că am avut speranțe de la ziua de astăzi, de la marea întâlnire a iluminaților ăstora care ne conduc, fiindcă chiar am crezut că dacă la un moment dat
cuțitul chiar ajunge la os, o să o sesizeze și ei. Și ies din logica unui fost președinte, și anume Traian Băsescu, care ne descria omul ăla gras sau obezul ăla în cârca slabului, care era statul în cârca noastră astorlalți, cred că slabul ăla deja e scheletic, e mort, e terminat. Iar grasul se îngrașe și mai mult și stă pe ultimele resurse ale slabului ăsta de o să-l dovedească. Și credeam că o să înțeleagă în ultimul moment și acești, nu știu, încerc să nu te arunc nici în gura CNA-ului, că știu și eu cum funcționează, dar crede-mă că dacă mi-aș da drumul la ce-mi trece acum prin cap, nu că CNA-ul, cred că ar veni acum, ne-ar scoate de aici. Deci nu se poate. Am înțeles toată porcăria asta, că mi-au cohorte de înjurături de la același grup, sunt convins, care e foarte activ. Da, da, da. Când le spun jumate că e... pentru mine pensie specială sau nesimțită, dacă vrei, nu specială, reprezintă tot ce înseamnă necontributiv. Nu mă interesează că ai fost militar, că ai fost... Ce militar ai fost, bă? Ce ai apărat de 33 de ani, mai? Ai avut războaie teribile. Deci, pentru mine, toți ăștia sunt nesimțiți, nu sunt... Dar hai să ies din logica asta și spun, bine, mă, accept că noi ăștia alți care muncim și plătim taxe, apropo, pe 25 ale lunii, cred că acum e, nu? Mâine, ultimul, predați-vă că vă ia ANAF-ul care lucrați în privat. Bă, înțeleg că trebuie să-i ținem și să iasă la 45-48 de primăveri zdrahoni vorba aia în floarea vârstă, înțeleg să se regăsească cu pensia. Bine, mă, acceptăm, nu sunteți nici special, al naibii să fie care vă mai zice ceva, plătim ca proștii, vă plătim vouă, gata, nu mă interesează. Că ați fost procurori, că ați fost securiști, că ați fost apărători, armată, toți milițieni, vă plătim bă la toți. Am înțeles. Nu, deci voi fi mut ca o lebă. Bă, dar al naibii să fii tu. După ce ai făcut 48 de ani și eu îți plătesc ca prostul pensia aia, ca prostul ți-o plătesc, să ne înțelegem. Mă, tu te regăsești tot cu munca la asta, bă, nesimțitule. Bă, nu pot să spun altfel, tu doar iartă-mă, dar nu pot să spun. Bă, nesimțitule, tot cu munca la asta. Ești obosit că de-aia îți dau voie eu și statul să pleci la 50 de primăveri. Că ești cocoșat de muncă aia, ai rupt marmitele în armată. Tu, securistule, mai vegheat și mai protejat de toate amenințările asimetrice la adresa siguranței naționale. Te înțeleg, bă, băiatule. Așa e, voi plăti pe 25 ale lunii fiecare leuți TVA. CSS-uri, scamul, tot le plătesc pentru tine, bă, băiatule. Ca la 50 de primăveri să stai pensionar. Vezi, bă, dar nu mai veni, mă, tot în cârca mea la stat, bă, și nu lua, bă, locul meu. Nu lua, bă, poate locul unuia care a terminat o facultate, nu al meu, că eu n-am fost la stat și nu o să mă duc când veci, uitați-vă ce vă spun. Bă, este un tânăr care a învățat și el ceva și nu vrea să plece în America, deși îl curtează ăia. Continuăm după publicitatea, da. Să nu persiști în eroare, nu e vorba de 50 de ani. Domnul secretar de stat de la interne, Romeo Simionescu, a ieșit la 42 de ani. Am zis 50 de la mine. Acum. Continuăm discuția imediat.